Un candidat a fost prins în flagrant mituind alegătorii. Este vorba despre candidatul PSD pentru funcția de primar al comunei Năpradea, Vasile Ianc. Acesta a fost reținut de procuror pentru 24 de ore. Goana după voturi a început, iar mituirea alegătorilor e la mare purtare. Se întâmplă și în cazul lui Vasile Ianc, candidat al PSD Năpradea, o comună din județul Sălaj. Inculpatul a fost surprins corupând mai mulți alegători cu suma de 100 de lei. Surse spun că unui număr de cel puțin 60 de alegători le-au fost oferiți câte 100 de lei pentru a determina să-și pună votul în dreptul numelui său. Cei surprinși în flagrant de către organele anchetatoare au admis că într-adevăr au primit acele sume de bani. Procurorii sălăjeni sunt în dezbatere acum pentru a decide dacă Vasile Ianc va fi prezentat în fața unui judecător. Acum candidatul PSD este reținut pentru 24 de ore.